Дорогие друзья, то, что происходит сегодня в нашем государстве, это можно назвать геноцидом против собственного народа. Рядом с нами обязательно будут и не просто десятки тысяч граждан нашей страны. Рядом с нами будут все те, которые находятся и сегодня за рубежом страны, для того, чтобы отстоять свои права, гражданские, социальные. То, что сегодня творят и правительство, и парламент, и президент страны, это все издевательство над собственным народом. Эти тарифы на газ обнищали всех наших граждан. Сегодня Молдовагаз объявила о том, что от физических лиц, от нас с вами, потребителей, есть уже задолженность в более 4 миллиона лев. Вопрос к правителям этой страны. Вы когда дорожали газ, вы думали о ком? О своем кармане или о кармане тех пенсионеров, у которых пенсия 2000 лей? И у вас нет денег для того, чтобы повысить пенсию. Вы думали о ком? О тех медиков, преподавателей, о обычных людях, которые не имеют возможности оплатить за газ. Люди вынуждены сегодня брать кредиты, чтобы оплатить квитанцию за газ. И эти 4 миллиона, они будут вырастать, потому что люди обнищали из-за этих правителей. Снимать приедем. Но если тем облигация фильм «Инстража», Дрептурилор настре, се не апарем дрептурлеш, си черем дрептати пентру ной, дьорче нимень, да нимень пентру ной нова фача. Eu sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care vor să-și pună păstul și punctul de vedere și de ce au venit astăzi aici. Iar acum vreau să-l invit pe colegul nostru, Igor Cujba, să ne spună și el punctul de vedere și a locuitorilor din Dondușeni și a lui personal. Mulțumesc! Salut, salut! Salut, salut, salut! Salut! În dispoziția! Chișinău! Este cineva din Chișinău? Da! Iar ridicați mâna, cine din Chișinău? Wow! Incredibil! Domnilor din Chișinău, vedeți, vă mergi live și așa mai departe. Toate persoanele respective au venit să vă apere interesele voastre. Deci toate persoanele respective, cei mai mulți bani, cei mai mulți bani, incredibil, 10 de milioane de lei, în plus a plătit Chișinău. Aici sunt undeva 20-30% din persoane din Chișinău. Restul sunt din toată Moldova. Așa o întrebare. Eu înțeleg că voi să știți la următorul protest. Sunt sigur de asta. Prieteni, tot ce se face, se face spre bine. Tot ce s-a întâmplat a fost pentru ca să prindem toți la mine. Eu tot am zburat, am primblat în toată lumea. Mi-era indiferent ce se întâmplă în Moldova. Așa nu se mai poate. Cât o să stăm acasă, cât o să fim pasivi, cât o să ne fie tot una, cine și ce ne povestește. Nu o să facem nimic pentru schimbări. Este suficient să ne spună Maia Sandu că Andrei Spână este cinstit și de succes și noi toți trebuie să o credem pe cuvânt. Dar nu este așa, băieți. Ei îmbogățesc pe spatele nostru. Ei au bani de la noi, de la bătrâni, de la copii, de la bolnavi, de la toți. Noi stăm acasă și așteptăm că cineva o să vină și o să ne schimbe viața. Nu se va întâmpla. Deși eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi la protest. Sunteți cei mai buni, cei mai frumoși oameni. Și credeți-mă, asta este de-abia începutul. Dumnezeu ne-a dat astăzi ploaie și este foarte bine. Este primăvară, avem nevoie de ploaie. Eu stau la țară, este incredibil că azi plouă. Am o dispoziție fenomenală. Totul merge așa cum trebuie. Moldova are viitor. Sigur că cel mai frumos avea să sune acum cum se striga la Lăpușneanu, vrem capul în Moțoc. Vă știți cine este Moțoc? Și credeți-mă, e vopros vremeni când Maia Sandu o să-l dea pe Moțoc la oameni. Credeți-mă, fiindcă atâta dezastru cât a făcut persoana respectivă în aceste 3 ani de guvernare nu a făcut nimeni în Moldova. E vopros vremeni. Gospoda, spasiba, că vă este. Мы никогда не отойдем от своей цели. Мы будем потихоньку идти вперед. И победа по-любому будет за нами. Потому что мы сильные. Плюс правда за нами. Сила в
правде. Успеха всем. Спасибо, что вы здесь. И ждем, что у нас будет в суде. Хорошего дня всех. Шикарнейшая погода. Поэтому радуйтесь, улыбайтесь. Лучше просто не бывает для весны.